Să mai spunem o dată cu toții, lăudat să fie Domnul. Dragii mei, este interesant în textul citit, Fapte, capitolul 16, că în timp ce Pavel era lăudat, el era necăjit, și în timp ce era cu vânătăi și închis, cânta lăudând pe Domnul. Da, pentru că în prima variantă ar fi însemnat să facă evanghelizare în parteneriat cu diavolul. În a doua variantă, el făcea evanghelizare în parteneriat cu Dumnezeu. De aceea găsea motive să-L laude pe Domnul, era încredințat că Domnul l-a trimis acolo. Textul acesta, dacă vreți, am putea spune că este episodul numărul 2 în evanghelizarea Europei. Știți care a fost primul, da? M-am gândit interesant, a început Domnul mântuirea continentului nostru. Întâi a mântuit o familie întreagă, în al doilea rând a mântuit tot o familie întreagă. Adunarea din Filip avea acum în componență două familii. N-aveau încă o casă de adunare, dar credem că Dumnezeu a rânduit-o și pe aceea. Dumnezeu lucrează mai întâi la casa spirituală, slăvit să fie Domnul. Vreți să fim lucrători împreună cu Domnul? Asta nu la propunerea noastră. Domnul ne-a lansat această ofertă. Mai întâi ucenicilor, scrie în Matei capitolul 28, cuvintele care se încheie această evanghelie, versetul 20, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Și evanghelia după Marcu se încheie tot în ideea aceasta, dar punând accentul pe împlinirea făgăduinței Domnului. Marcu 16 cu 20. Iar ei au plecat și au provăduit pretutindeni, Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îl însoțeau, așa cum s-a dovedit în Filip. Am citit despre un tânăr teolog care s-a dus pe un câmp de misiune, avea și sponsorizare, avea schițe de predici, dar culmea, nimeni n-a apreciat și cu atât mai puțin nimeni nu s-a predat. Și într-o zi îl întreabă translatorul, domnule, pentru asta ai făcut școală, pentru asta ai venit aici, nu e nimic interesant. La care el zice, cum, nici tu n-ai priceput ce idei au fost, cât de bine au fost organizate, argumentate, predica structurată. Bietul de el a pornit în misiune fără Domnul și fără nu funcționează. Să ne însoțească Domnul cu puterea-i mare. Mi-am amintit în această seară și aș vrea să vă citesc ceva după ce ne-a fost atât de bine acum prin actualizarea textului dovedită prezența Domnului în eliberarea acelei femei nevinovate, o fată, în cutremurul din închisoare, în transformările care au fost făcute, că Dumnezeu lucrează și în vremea noastră. Cineva a întrebat odată pe un copil, tu îl iubești pe Dumnezeu? Copii, ascultați ce a răspuns acel copil. A zis, l-aș fi iubit mai mult dacă trăia Domnul Iisus în vremea mea. Dar de ce? Aș fi vrut și eu să văd cum lucrează. M-aș fi dus și eu cu el la predic, acolo în pustie, să fi văzut și eu minunile. N-a lucrat Domnul la fel în toate etapele istorice, dar și astăzi lucrează. Și de aceea m-am uitat pe telefon că aveam aici o mărturie trimisă recent și vă citesc numai ceva din ea, că Domnul însoțește Evanghelia și în vremea noastră. Și ce scrie aici e semnat de fratele, nu-i poveste la a doua mână. Am slujit o vreme în zona unui județ. Aici locuia o femeie credincioasă din alt județ într-o noapte. Am visat pe femeia aceea cum mergea din casă în casă și le spunea oamenilor despre pocăință. De fiecare dată când mergeam în localitatea aceea, femeia aceasta își deschidea casa ca să predicăm Evanghelia. Soțul ei era foarte primitor, dar era un bețiv notoriu. Aducea la el acasă pe cei mai bețivi și pe cei mai de jos din localitate, iar noi le predicam Evanghelia. Noi predicam, dar el continua să consume alcool. De 3 ori am fost la spital la el când a fost internat pentru dezalcoolizare. Dar într-o noapte,
Omul acesta a avut un vis. Se făcea că la geamul casei lui erau trei bărbați îmbrăcați în alb și stăteau de vorbă. Deodată bărbații îmbrăcați în alb au plecat de acolo și a văzut că o mână albă se întindea peste el spre soția lui. În momentele acelea a conștientizat, după cunoștințele pe care le avea că era vorba de îngerul morții, care dorea să ia pe soția lui. S-a trezit din coșmarul acela și a prins soția în brațe și a strigat: "Nu mă părăsi!" Atunci soția lui s-a trezit, neștiind ce să creadă, el le-a povestit visul, spunându-i că se pocăiește, că nu va mai bea din ziua aceea, că va merge cu ea la adunare. S-au plecat pe genunchi, s-au rugat amândoi. Și acum ascultați ce interesant. După ce s-a culcat iarăși, a visat că era în fața unui munte, tare mult își dorea să ajungă pe vârful acelui munte, dar n-avea cum. Când a privit în spatele lui, era înjugat la un car. Carul era plin de greutăți, mai mult decât atât. Pe spate avea o povară foarte grea care apăsa pe urmele lui. Ar fi vrut să înainteze, dar nu reușea. Deodată, lângă el s-a așezat un bărbat îmbrăcat în alb. În vis, el a știut că este Domnul Iisus. Și a început să-i spună toate păcatele din copilărie, tinerețe și întreaga viață. Spunându-i păcatele, deodată s-a trezit pe vârful muntelui. Acum carul era gol și bărbatul acela îmbrăcat în alb, care el știa că este Domnul, a luat carul și l-a aruncat peste deal. Acolo se vedea o mare fără limite. Apoi s-a trezit. Din noaptea aceea omul a fost schimbat. Viața lui a devenit alta, Dumnezeu a dăruit eliberare, astăzi îi predică Evanghelia în satul lui. Vedeți ce face Dumnezeu noaptea cu un vis? Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ. De aceea să nu încercăm să facem ceva fără El. Suntem neputincioși, avem de-a face cu o lume spirituală. Mi-a povestit un frate păstor, acum nu demult, cum s-a întors la Domnul musulman aici în România. La un moment dat s-a hotărât să meargă la adunare, dar nu credea nimic, dimpotrivă lăuda islamismul. Și acolo, la o rugăciune, a auzit pe cine vorbind în alte limbi, în limba lui, spunându-i pe nume și spunându-i că îl invită la o masă. S-a înfiorat, a zis: cine știe limba mea? Nu știu din ce țară arabă era, țară musulmană. Când s-a dus din nou la adunare, iarăși a auzit, da, într-o biserică mare, sunt vreo 5-6 de membri, n-a fost știut frații să identifice cine a vorbit acele cuvinte în alte limbi. Minunea a fost mai mare când după câteva nopți el s-a visat că era într-o cameră închisă, fără uși, fără geamuri, și simțea că se sufocă. Deodată într-un perete s-a deschis o ușă și așa ca într-o imagine video, ușa aia se tot ducea mai departe, el vrea să scape la aer. Dar pe culoar acela a văzut o masă și a auzit exact cuvintele rostite în altă limbă. I-a spus pe nume și l-a văzut pe Domnul și a zis: te invit la masă. Și dimineața când s-a trezit, a zis: gata cu Mahomed, Iisus m-a chemat la masa lui. Frații lui aveau proprietăți într-o țară arabă împreună cu el, investiții, le-a pierdut. Și a zis: nu-i problemă, l-am găsit pe Domnul, Isa descoperit, mărit să fie Domnul. Așa că să știe cei ce predică, în primul rând, cei ce cântă și noi toată adunarea. Și noi aici la Betel avem promisiunile Domnului că Domnul vrea să-și însoțească lucrarea. A fost un cuvânt aici, așa că ne-a rugat odată cu un frate din cei ce vin la noi, a zis să ne sfințim, să trăim aproape de Domnul, că vor veni oameni să-și caute de sănătate și vor găsi mântuirea aici. Pentru că Domnul are în plan să-și facă lucrarea. De aceea nu uitați, biserica trebuie să fie în parteneriat cu Domnul. Asta în toate lucrările. Amin. Acum ce vreau să mai rețineți? Ce are de făcut Domnul, nu pot să spun. Că Dumnezeu lucrează interesant, uneori neașteptat. Te miri ce și cum faci. Vreau să vă spun ce avem de făcut noi. Scrie aici, în textul care s-a citit, Fapte, capitolul 16, începând cu versetul 16, pe când ne duceam la locul de rugăciune. Foarte important. Predicatorii și ceilalți care îi susțin
Asta e principiul în Cartea Faptele Apostolilor. Predicarea nu funcționează fără rugăciune. Așa cum scrie în Fapte capitolul 6, când s-au pus diaconii, tocmai pentru ca predicatorii să aibă timp de cele două activități împletite, predicare și rugăciune. Scrie aici, în versetul 32, în acea noapte, i-au vestit cuvântul Domnului, atât lui, cât și tuturor celor din casa lui. Am o întrebare pentru tineri, că poate sunteți mai interesați. Cam cât credeți că a cântat Pavel, câte cântări până s-a produs cutremur? Eu m-am gândit, oare a cântat câte am cântat noi în seara asta sau mai multe? Ieri am mers în misiune cu un frate și am luat coiatul de cântări, eu eram la volan și am cântat, nu mai știu câte cântări, știu doar că el poate să cânte mai sus și eu la un moment dat am cedat. Dragii mei, să cântăm și să ne rugăm până când Domnul lucrează. Asta e ideea. Ilie s-a rugat de câte ori? La 7 se oprea dacă n-apărea norul. El de fapt s-a rugat nu până la 7. El s-a rugat până a venit norul. Să ne rugăm până când Domnul își face numele de slavă. Să cântăm până când Domnul dovedește că este lucrător împreună cu noi sau noi lucrători împreună cu El. Amin? Dar mai am o întrebare pentru cei interesați de Scripturi. Ce a cântat Pavel? Ca să ai partea noastră. Să ne rugăm, să cântăm și să predicăm. Atâta tot. Cam ce facem noi la adunare, nu? A cântat cântări de laudă. Știți care erau cântările de laudă care scrie că le-a cântat și Domnul cu ucenicii? Acei psalmi Halel. Și eu m-am gândit în seara asta, da, dacă a cântat, în mod deosebit, psalmii de laudă sunt de la 120 încolo, dar dacă a cântat, ascultați următorul psalm, 121. Eu zic că potrivea cântarea aceasta. Versetul 4. Iată că nu dormitează, nici nu doarme cel ce păzește pe Israel. Așa cântau ei, cred eu. Domnul nu doarme la ora asta. Și Domnul a apăsat puțin că pământul i-a ștendut picioarelor lui, s-a mișcat și a zis, da, nu doarme, slăvit să fie în veci. Sunt alți psalmi foarte frumoși aici, de exemplu, 130. Din fundul adâncului te chem, Doamne. De acolo, de unde era închisoarea, și Domnul s-a prezentat. Ce ziceți? Le-a predicat în casă, cred că s-au și rugat, nu? Dar n-au făcut botezul fără să se roage. Și eu așa cred că temnicerul i-a întrebat ce făceau și le-a zis, n-ați vrea să mai cântați una dintre cântările acele? Și așa cred că s-a lungit slujba până spre ziua, că la miezul nopții a fost cutremurul, până le-a spălat rănile, până a mâncat, până i-a botezat, până a predicat, a fost aproape spre ziua, nu? A fost o noapte de veche, o noapte în care Domnul s-a prezentat la poporul său. Aș vrea, dragii mei, să facem toate aceste lucrări ca pentru Domnul. În așa fel să predicăm, așa să ne rugăm și așa să cântăm ca să chemăm prezența lui Dumnezeu între noi. Să nu ne bizuim pe noi, nu, să ne bizuim pe Domnul și puterea Lui. Să ne rugăm în așa fel încât nu să ne audă oamenii cum făceau farisei, ci să ne audă Dumnezeu și să spună amin. Să predicăm nu în așa fel încât să creăm senzație și să placem oamenilor, ci după cum Domnul ne călăuzește. Și Dumnezeu atinge exact, amintiți-vă de predicile Domnului, cum atingea inimile oamenilor exact potrivit cu nevoile lor. Da? Și Dumnezeu schimbă oameni. Nu contează ce categorie socială, ce păcate aveau. Spuneau niște frați cândva, zice, am dus la adunare o familie, probabil a fost o ocazie, binecuvântare sau evangelizare, nu știu. Și așa și-au dat drumul frații și s-au rugat. Și eu mă gândeam, dar ce o să creadă aceștia? Dar zice, când m-am trezit, am văzut în fața băncii unde stăteau două puncte, așa, câțiva centimetri pătrați, le curseseră lacrimi din ochi. Și a zis, seamnă că Dumnezeu a lucrat la inima lor. Îmi vine minte, vă spun și asta, mi-a povestit un frate, cunosc cazul de aproape fratele, au venit la o adunare de părtășie, rugăciune, stăruință, niște oameni.
un om din lumea asta rea și păcătoasă, un om cu bani, soția grea, bolnavă, și căuta de sănătate. Și la urmă fratele a întrebat, cum v-a simțit la noi? Și el a zis, eu am fost în multe locuri, dar ce am văzut la voi îmi pare o nebunie. Să strigați o oră fiecare singur pe felul lui. Dar în timpul prorociei a fost o descoperire pentru femeia acelui om. Femeie, ești vindecat! Și fratele încredințat pe Domnul a zis, ascultă-mă omule, în nebunia asta pe care tu nu o înțelegi, Dumnezeu ți-o vindeca nevastă. Știi ce-o omul acela? Era din sud-estul țării, o să auzi, dacă ce spui tu-i drept, eu cu toată casa mea mă întorc la Domnul. Dacă nu, să te muți de aici, că tu nu mă cunoști cine-s eu. Și o să fratele spun asta încredințat nu pe ce am spus noi, ci pe ce a zis Domnul. Numele Domnului să fie binecuvântat. Închei, îndemnându-vă asta pe copii și pe toți, să folosim orice ocazie în a vorbi oamenilor despre Domnul. Mi-a trimis un e-mail un frate din Norvegia zilele astea și a zis, mă gândeam de câte zile n-am vorbit la nimeni despre Domnul. Și am ieșit de la serviciu și cu duba zice, m-am dus să ajut pe un coleg să-și mute mobila. Îl văd că e puțin băut și mi-a venit un gând, vorbește despre Domnul. Da, așa puțin băut, mă ascultă el. Și am ajuns la el acasă, văd Biblia pe masă. Am zis, dar tu cercetezi? A zis, da, dar trec printr-o mare frământare. Și zice, de ce n-am folosit ocazia aia pe drum? Am încercat apoi, în timpul ce îl mai avea la îndemână. A lucra în parteneriat cu Dumnezeu înseamnă a-și dezlănțui Dumnezeu puterea. Dar înseamnă și a ne lăsa noi folosiți de Domnul sub călăuzire la momentul potrivit, așa cum Domnul vrea. Așa să lucreze Domnul și cu noi, spre mântuirea oamenilor aici în Europa. Așa a început, așa să se continue până când Domnul va sfârși. Și ne vom aduna toți europenii să lăudăm pe Domnul. Ne-am întâlnit și cu ăsta de la Filip, așa-i? Și cu sora Lidia de acolo și cu toate Lidiile de atunci cât i-au purtat numele. Și cu toți sfinții Domnului și îl vom lăuda pe Domnul, nu în lanțuri, acolo în Sfânta Sa Împărăție, să ne ajute Domnul pe toți. Amin.